Bună ziua! În acest tutorial o să demontăm acest motor de ATV 107, 110, 125, e fix același motor. Așa, problema la acesta trebuie să înlocuim carterul. După cum se vede, carterul mijlociu s-a crăpat. Are ceva la cutie deoarece și troznește în mers. Pentru asta trebuie să l-am dat jos de pe ATV. Așa, și pentru a înlocui carterul trebuie să desfacem tot motorul. Primul lucru, golim uleiul. Aceasta o să facem prin șurubul acesta, care se desface cu o cheie de 17. Așa. După ce am scos uleiul din motor, o să începem să dezansamblăm motorul. Prima oară o să dăm jos galeria de admisie împreună cu carburatorul. Aceasta e fixată cu aceste două șuruburi. Ok. Așa. Într-o parte. O să desfacem aceste patru șuruburi de la capacul de la chiuloasă. Ok, îndepărtăm capacul de la chiuloasă. Ok. Departe desfacem acest șurub lung care trece până în partea cealaltă. Nu vă speriați, este un șurub foarte lung. Așa, ne permite să desfacem. Aici avem lanțul de distribuție. Nu trebuie să ținem cont acum cum îl desfacem, pentru că o să vă arăt cum o să-l punem la punct. Următorul, desfacem acest șurub dintre chiuloasă și cilindru. Acum trebuie să iasă. Singurul lucru care o mai ține este lanțul de distribuție. Mai departe o să desfacem șurubul întinzător și pinionul de la axa cu camei pentru a elibera lanțul și a trage chiuloasa afară. Aici avem un 10. La pinion este un 9. Așa, deci dacă încercăm să desfacem pinionul, se va învârti pistonul. Pentru a bloca pistonul, avem nevoie de o sfoară pe care o să o băgăm pe la bujie. Prima oară desfacem bujia. Așa, o să introducem această sfoară în locul bujiei. Ok, și acum putem să desfacem fără probleme cele trei șuruburi. Gata, și acum chiuloasa iese fără probleme. Aceasta este chiuloasa, a mers chiar foarte bine, arată bine. Punem deoparte, desfacem și pinionul, punem deoparte. Apoi, ca să scoatem și cilindru, avem acest șurub de aici. Ok, acum o să iasă cilindru fără probleme. Aici se vede gradul de uzură.
este destul de ridicat, dar la cum arată ATV-ul chiar nu se merită să mai investească bani, deci o să-l montăm la loc pe acest. Ok. Acesta este cilindrul. După cum se observă, la un moment dat motorul acesta s-a gripat. Dar, după cum v-am spus, având în vedere că este un ATV terminat, nu o să-l schimbăm, o să rămână același.